Ion Iliuță, directorul Direcției Sanitar Veterinare Gorj, liniștește gorjenii și dă asigurări că nu există pericolul de apariție a vreunui focar de rabie la urs. Nu am avut din 79, de când avem datele statistice, niciun focar la urs în județul Gorj. Știți, de ani de zile că ne confruntăm cu foarte multe focare de rabie, noi ca județ și țară românească, dar la urs mai rar s-a întâmplat. Situația aceasta noi monitorizăm împreună cu Direcția Silvică. De la începutul anului au fost diagnosticate 13 focare de rabie. Cazurile de rabie care au apărut la vulpi și animale domestice sunt ținute sub control de inspectorii sanitari veterinari. Noi am avut un focar de rabie extraordinar de dramatic pentru proprietarul de animale. Erau implicate 300 de oi, 50 de bovine. A trebuit să le punem sub sechestru timp de 60 de zile. Trei animale au murit și a trebuit să facem investigații care au durat 30 de zile. În județul Gorj există aproximativ 187 de exemplare de urs.